Două femei, una de 64 de ani din Suceava și cealaltă de 55 de ani din comuna Adâncata, au fost reținute de polițiști pentru 24 de ore pentru că ar fi angajat fictiv 30 de persoane din Suceava, Neamț, Botoșani și Iași. Cu adeverințele false obținute de la angajatoare, cele 30 de persoane, cu vârste cuprinse între 25 și 41 de ani, au încasat în mod ilegal indemnizație de creștere a copilului de la bugetul de stat. Faptele au fost comise în perioada 2015-2017. Cele două femei care au pus pe picioare afacerea ilegală sunt cercetate pentru comiterea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune în formă continuată, participație improprie la fals intelectual și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Pe de altă parte, sunt cercetați de poliție și cei care au încasat în mod ilegal banii de la stat pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune și uz de fals. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 1,3 milioane de lei, adică 300 de mii de euro. Pe 22 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Suceava, sub supravegherea parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, au efectuat 5 percheziții domiciliare în municipiul Suceava și comuna Adâncata pentru a strânge probe în dosar. În urma perchezițiilor au fost aduse la audieri 4 persoane, dintre care 2 au fost reținute de oamenii legii.